Chiriță pleacă pe contraatac, spre el vine pasa. Chiriță, șut de la distanța lui Chiriță. În sfârșit o acțiune periculoasă. Un schimb de pase Bârdeș-Chiriță, încheiat cu un șut violent al extrapedistului. PC Argeș încerce un atac. Eșuat și acesta. Pătrundere bună a lui Frăsineanu. Frăsineanu scapă. Pasă pentru Ionel Ganea. Este 1-0. 1-0 pentru Universitatea Craiova, la capătul unei pătrunderi energice a lui Frăsineanu, care a simțit că apărarea adversă va face pasul la offside. Era bine dacă vedeam reluarea puțin mai din urmă. Glezna sa a fost sucită în urma intervenției pe care a suferit-o puțin mai devreme. Împoartă Tibi Lung, concentrat, încercând să-și dirigeze zidul. Emil Săndoi se află în zid, emoții mari în tribună și trimite Barbu în bară, senzațional! Jean Barbu, urmărit de Ghinion, Tibi Lung n-a avut timp să reacționeze, atacul piteștean continuă, va fi o repunere din colțul suprafeței de poartă. Moment psihologic al acestui meci, în care Barbu a executat bine o lovitură liberă, a avut însă Ghinion minge.